în casele dumneavoastră cu muzica și povestea colegului meu, drag Valentin Andrei. Am observat că acolo scrie și poveste. E foarte bine că pe lângă un cântec sau pe lângă ceea ce facem noi cântecul, omul e curios să afle și ceea ce facem noi ca oameni. Ceea, normal, felul cum gândim, noi suntem oameni. Da, felul cum gândim, felul cum, eu știu, vedem noi lumea. Și asta e, da, mă bucur. Vreau să cunoască, de exemplu, o zi din viața lui Valentin Andrei, nu? Cum decurge o zi din viața ta, nu? Normal, ca orice om, te trezești din mea. Mă trezesc? Numai că muncești poate mai mult. Na, ce să spun acum? Fiecare cu programul lui, ajungem și la asta. Dar acum să începem așa, puțin cu începuturile. De unde vii tu, Valentin? Vreau să spun că sunt de la țară și mă mândresc cu asta. Vin dintr-o comună de lângă Craiova. Ești frate cu mine. Da, vin dintr-o comună de lângă Craiova. E comuna Sopot, satul Pietroaia. Și acolo cred eu că mi se pare cel mai frumos loc din lume. Așa îl simt eu. Normal, unde te-ai născut? Da. Acolo bine, acum legat. Locuiesc la Craiova, dar te duci des la țară. Foarte des, pentru că eu am un magazin acolo, am și casa uite, părintească. Uite, că pe lângă muzică, da, o să discutăm și despre da, asta. Da, și merg foarte des, cel puțin de 3 ori pe săptămână. Iar în ultima perioadă chiar am mers zilnic. Și de la tine, din familie, a cântat cineva? De unde ai prinsul drag așa de cântec? Vreau să spun că la mine în casă au existat acele discuri, Fredona și mama și tata, da. Chiar și bunicul, un unchi Fredon n-au, dar nimeni nu a făcut dar nu din a făcut asta. Nimeni e... Nu, nimeni nu, nu. Chiar nici pe mine nu m-au văzut. Vreau să spun că pe mine mă vedeau în primul rând un elev, adică trebuia să merg la școală. E ca fiecare, prima da. Dată... Și eu am încercat, muzica am făcut-o doar eu, adică neajutat, am făcut-o eu, iar părinții m-au mai ajutat în ceea ce privește școala, știi? Ai învățat? N-ai învățat, dar de un cântec nu m-a întrebat nimeni, că oricum îl învățam singur. Da, dacă tot vorbim de muzică, Valentin, și na, trebuie să și cântăm. Dacă avem pregătit ceva, cu mare drag. Așa că dăm start la primele două melodii, da? Dăm start la primele două melodii, după care revenim cu povestea lui Valentin Andrei. Haideți să urmărim melodiile dacă le avem pregătite. Poate nu ți-am spus câtă dragoste am dus. Am dus dragoste curată, n-ai să înțelegi vreodată. Lume, poate nu ți-am spus câtă dragoste am dus. Am dus dragoste curată, n-ai să înțelegi vreodată. Dar ce folos că am iubit dacă n-am fost fericit? Ce folos că am suflet mare dacă n-am nicio crezare? Dar ce folos că am iubit dacă n-am fost fericit? Ce folos că am suflet mare dacă n-am nicio crezare? S-a purtat de val ca floarea ruptă din mal. Când cu o mândră, când cu alta, dar văd că întrece viața. M-am lăsat purtat de val ca floarea ruptă din mal. Când cu o mândră, când cu alta, dar văd că întrece viața. De-aș putea întoarce roata, aș ști cum să-mi trăiesc viața. N-aș mai pune suflet dor ca să pot trăi ușor. De-aș putea întoarce roata, aș ști cum să-mi trăiesc viața. N-aș mai pune suflet dor ca să pot trăi ușor. Unii
trec ușor prin viață. N-au avut dragostea în brață, n-au iubit, n-au pătimit, au fost ca o frunză-n vânt. Unii trec ușor prin viață, n-au avut dragostea în brață, n-au iubit, n-au pătimit, au fost ca o frunză-n vânt. Dar eu nu mă pot schimba, fac ce-mi cere inima. Și chiar dacă mai greșesc, iar încep ca să iubesc. Dar eu nu mă pot schimba, fac ce-mi cere inima. Și chiar dacă mai greșesc, iar încep ca să iubesc. Viața de la cap, nu m-aș gândi la ce fac. M-aș gândi mai mult la mine, ca să-mi fie în viață bine. De-aș lua viața de la cap, nu m-aș gândi la ce fac. M-aș gândi mai mult la mine, ca să-mi fie în viață bine. Dar am un suflet curat și iubesc cu adevărat. Nu-mi bat joc de ce iubesc și am ajuns să pătimesc. Dar am un suflet curat și iubesc cu adevărat. Nu-mi bat joc de ce iubesc și am ajuns să pătimesc. Lumina ochilor mei, văd tinerețea prin ei. Cu soare și lună în casă, viața este mai frumoasă. Iar lângă măicuța lor, traiul este mai ușor. Viața e o călătorie, iar copiii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Viața e o călătorie, iar copiii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Dragă, cu nevasta mi fac zestre, cum a fost și nu mai este. Casa o las la băiat, că așa este lăsat. Să rămân în casa lui, cu nevastă și copii. Viața e o călătorie, iar copii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Viața e o călătorie, iar copiii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat.
băiat și fată, fericit mă simt și eu și mă închin la Dumnezeu. De rele să-mi ferească, viața-n pace s-o trăiască, și-am să le dau ajutor eu și cu măicuța lor. Viața e o călătorie, iar copii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Viața e o călătorie, iar copii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Am revenit, dragi telespectatori, și tocmai îl întrebam pe Valentin unde a înregistrat aceste piese și să ne spune el cum se numesc, așa că eu am reținut doar Viața e o călătorie și Lume, ne spui tu cum. Lume, poate nu ți-am spus câtă dragoste am dus. Vreau să spun că... Deci ai fost un om îndrăgostit la viața ta. Foarte mult. Vreau să spun că melodia, când am făcut-o, mai erau două colegi de cântec de aici la Gorj, care le-am fredonat prima strofă. M-au rugat să le fac după ce am făcut eu Aș da timpul înapoi. Mi se pare, cred că o avem pregătită și piesa. Aș da timpul înapoi, da. Suflete piesa pentru noi doi. Le-am zis, mai am una, uite, așa, Lume, poate nu ți-am spus câtă dragă. Și până la urmă am zis că dacă a fost concepută și gândită pentru mine, să îi dau viață. Și chiar a prins piesa. E o piesă frumoasă, frumoasă de dragoste. Da. De dragoste. Iar am și fată și băiat. Viața e o călătorie, cum ai zis tu, dar eu am numit-o, am și fată și băiat. E ce-mi doresc eu, pentru că eu nu tu am... Tu ai familie, ai nu copii? Nu, am pierdut timp pentru cine trebuia. Câțiva ani din viață. Se mai întâmplă, da? Și la case mari. Nu ai și niciun copil, din păcate. Important sau când că a ieșit, nu am vrut eu, să zic așa. Ești sănă. Da. Și nu am fost eu pregătit și probabil că... Că Dumnezeu nu... Toate la timpul lor, știi, exact. Din pe parcurs, se întâmplă, da. Trebuie să se întâmple și la tine să vină și Miresica, să vină și un pui de om. Eu nu consider că dacă nu ai un copil, parcă totuși nu ești împlinit. Știu că... Așa este. Da. Așa chiar este. Dacă și nu... eu sunt în dar aceeași barcă care, cu tine. Dar momentul în care, da, dar în momentul în care nu poți sau... Pentru că sunt și cazuri în care Dumnezeu spune că nu se n-ai poate. N-ai copii, dar ai multe griji, da, știi? Dar, pentru dar mai mulți totuși copii. Eu consider că dacă ai o familie, adică ești căsătorit de ani buni și da, merge da. Relația, e măcar fă un bine. Da. Un fiază, un copil. Dacă da. Chiar ai suflet mare. Adică eu consider că oamenii care au puterea asta... Dar știi că s-a întâmplat ca... Da, eu am... cunoștințe care nu aveau copii, au înfiat un copilaș și după care au mai venit doi. Eu în seara asta sunt soții de nepotul meu și noi avem o rudă de-a noastră, da. Care la fel am fiat, o fetiță, și după 7 ani au făcut i-a mai dat Dumnezeu cu fetiță. Da. Iar și ce-am fiat, culmea semănă la fel cu el, adică și el era cu, de fapt, da. Nici n-a ales-o parcă... el, a ales-o mama, ca să spun așa, Adriana. Da. Și Coștinel, până la urmă, toată lumea zice, a, sigur, nu, Coștinel e a lui, e fata lui. De el săracul nu știa pe fată când era mică. Adriana da. Venit, uite, cineva are o fetiță și ar vrea să o dea, am că mai nu poate. Cunoscut pe da. Cineva. Cred că totuși e undeva un semn divin. Pentru este, că a făcut un bine, da, unui suflet și totodată Dumnezeu a zis să-l împlinești și pe al tău. Adică îți mai exact, dau încă exact. Dar mai citeam o dată, am zis că am un defect mare, vorbesc mult. Mă bucur că vorbești mai mult decât mine. Da, am zis că citeam o dată într-o carte, și spunea că copilul înfiat trebuie să-l iubești de două ori mai mult decât pe copilul tău. De ce? Pentru că dacă, copilului tău, dacă îi dai o palmă sau îl cerți, că se mai întâmplă, nu putem să fim... Da, eu eram mie mi-a dat mami mai multe și palme, mie la fel, nu-i problemă. Eu eram și am crescut bine și frumos acolo. Vreau să zic că copilul tău te iartă, dar cel înfiat zice... Cred că nu mi-a dat viață și nu mă iubești. Și atunci trebuie să fii foarte atent și să-i acorzi o atenție foarte mare. Citeam în cartea și că dacă stau să le gândesc așa mai bine... Da, eu am avut chiar așa. În familie așa ceva, deci toată lumea a fost înfiat și știu mai bine cum s-au petrecut lucrurile. Da? Deci, da, chiar așa se întâmplă. Da, ar fi o... Dar consider că încă nu suntem bătrâni și că vom avea și noi copii. Da, noi suntem foarte tineri, dragi telespectatori. În primul rând, Valentin, eu nu te-am întrebat. Tu ai început așa cu cânte, cum ai spus, ai început pe la țară, ai ascultat multe discuri din acelea de vinil, dar totuși, după aceea, ai început așa să cânti. Care a fost prima ta apariție? Unde? Pe care scenă? Bănuiesc că bine, prima acolo bănuiesc că nu mă întreb de scena de la grădiniță. Nu știu, poate a fost cea de la școala primară. Nu, poate eram a fost chiar la grădiniță. Cred că aveam
5 ani, 6 ani, și iar eu cântam la grădiniță, fără niciun... Băi, vezi? N-aveam niciun... Cred că sunt momente acum când asta, am un pic de emoții. Dar atunci n-aveam nicio treabă. Mi-aduc aminte că era o melodie când eram de 16 ani, de Vlai de Țaca Paca, n-aveam bani în buzunar, era o melodie satirică. Da. Dar pentru mine atunci... Era cea mai faină melodie, nu? Da, și o cântam așa, cu o degajament așa. Da, degajat, păi da. Da. Păi știi cum e, când suntem copii nu suntem așa emotivi. După care, bine, am început la sărbările școlii, nu e o problemă, da. Dar pe la 9 ani mă urcau pe scenă și la nunț și mă puneau să cânt cu formațiile. Adică în sat acolo eram o... Erai copilul minune. Exact, cam așa ceva. Da. Adică toată lumea știa cum cânt și vreau și să spun... Și la toate nunțile și evenimentele te puneam pe scaune. Prezent. La iar la 15 ani mi-am făcut formație. 15 ani jumate aveam formație, aveam nunți de 3 zile. Și 13 ani, 14 ani. Da, aveam nunți de 3 zile și mi-aduc aminte că marți când ajungeam la școală, că erau alea de luni, sâmbătă, duminică și luni, eram copt, nu știam să răspund, adică nu mai puteam de gât. Cântam așa. 3 zile și mi-aduc aminte că la fiecare sârbă... Mare lucru să cânti 3 zile. La fiecare sârbă... Nu repetai nicio piesă, nu? Aveai un repertoriu foarte vast. Da, și la fiecare sârbă să cântau una sau două melodii, adică fiecare joacă Gheorghe, joacă Vasile, joacă... Chiar să băteau era la... lista, ai văzut, exact. Nu? Se da, venea cu natul de mână și el era un fel de manager, știi? Da. El distribuia și la băieți acolo în sat, el păstra și ordinea la formație, dar timpurile alea au fost frumoase. Am învățat să cânt și m-au rutinat, am căpătat toți o experiență. Toți ne-am rutinat, da. Exact. Acum nu mai există nuț de 3 zile. Vrei probabil să spun adevărul? Mi-e dor de ele, dar nu știu dacă aș mai vrea să stau 3 zile. Mi-e dor să-mi cânt multe piese așa, să-mi aduc aminte de foarte, foarte multe piese. Pentru că acum când mergi la nuntă ai văzut. Cânti mai puține piese. Foarte puține. Trece nunta foarte bine, repede. Nuntele sunt și mai ușoare. Eu de vreo 10 ani... Tinerii noștri au prins vremuri mai frumoase. De vreo 10 ani majoritatea nuntele mele sunt la program și îți dai seama. Da, te duci și tu cu programul. Da. Păi da. Și îți dai seama că e mult mai ușor, mult mai... Valentin, și tu ai făcut o școală de specializare, o școală populară de artă, o facultate, ceva? Am făcut prima dată școala populară de artă, asta după ce am venit în armată, pe care am dat la ISE, după ce am terminat, m-am gândit că trebuie să fac și pedagogie muzicală. Și am mai terminat și pedagogia muzicală. Tot frățiorul meu și-am terminat pedagogia muzicală și până la urmă ai făcut ceva în sensul ăsta? Ai predat vreodată? Nu, n-am predat niciodată și nici nu mă văd să am răbdare de a preda. Te întreb pentru că mi-ai zis că îți plac destul de mult copii. Îmi plac foarte mult copii, poate... dar nu m-am gândit și am mai zis, mă ocup cu comerț. Înțelegi? Da, și deci pe lângă muzică tu mai faci altceva, da? Da, fac și parte de contabilitate și nu consider că trebuie să mă mai duc și în învățământ. Și sincer să deja fim... Deja nu să mai fim, ai timp. Nu deja am timp. Și să fiu și sincer, toate... eu din ceea ce privește salariile din învățământ sunt dezamăgit. Nu mai tu, nu mai tu. Deci multă lume, nu de asta este vorba. Dar dacă ai mai făcut și asta, mă gândesc că o făceai cu pasiune, cu drag. Dar dacă mai faci altceva... Adică 3-4 câte mai faci, deja trebuie să mai și trăiești. Da, chiar câteodată sunt foarte obosit, cad rupt. Da, da, așa. Și nu știu dacă aș fi nu avut. Nu ne mai ajunge timpul, ni să ne vedem, ni să ne întâlnim, ne mai întâlnim pe la câte o filmare, pe la câte un eveniment, așa, la câte o cafeluță sau undeva, știi ceva? Mai cred puțin. Cred că timpul e făcut. Mie îmi spunea taică-meu că nu aveam timp să ajung acasă, ce nu, timpul e făcut, noi îl împărtim celor care vrem noi. Da. Dar părerea e așa. Părerea mea e așa, că oamenii de la un timp doresc mai mult decât le trebuie. Asta și alergăm, da, așa și alergăm mai mult, mai mult și mai mult, că sperăm că într-o zi ajungem nu știu unde. Ajungem sluga banilor, măi, Valentina, așa spunea bunicul meu, să nu ajungem sluga banilor. Dar, da, asta e viața, asta e lumea în care trăim, oamenii toți vor mai mult, oamenii, cum să spun, doresc, majoritatea dintre noi ne dorim concedii. Da, dar știi că Dumnezeu darul? Eu știu că nemulțumitului să ia darul, dar uite că, din păcate, nu-l vedem pe Dumnezeu, nu că în partea spirituală. Tot timpul ne gândim la bani. Așa este, da? Chiar ai așa mare credință în Dumnezeu, mergi pe la biserici, chiar vreau să vorbim chiar merg, despre asta. Chiar mă simt vinovat atunci când nu țin postul.
De fapt, cred că tu știi din ele și de asta da, mă și întreb. Da, păi te-am întrebat da. Că și eu, și mie îmi place. Da, eu consider că atunci când vorbești de Dumnezeu, prin viață. Așa este, pentru că El nu le lasă niciodată. Chiar dacă ne-a dezamăgit un prieten, dacă ar fi ne-a dezamăgit iubitul, Dumnezeu, iubita sau nu știu cine. Dacă sau ar fi să vorbim despre Dumnezeu, mi-ar plăcea să vorbesc în fiecare zi și în fiecare oră. Consider că e ceva viu, e ceva eu care... Eu îl întreb, dragi telespectatori, că l-am sunat de vreo câteva ori pe Valentin și nu mi-a răspuns la telefon și mă suna înapoi după o oră, după două, după o zi și îmi spunea că a fost undeva plecat la o mănăstire și m-am bucurat, sincer. Te încarci. Sufletește. Sunt persoane care merg, ai văzut, și stau 2-3 zile acolo. Nu mi-ar permite. Undeva, adică, să... nu știu, cred că mi-ar permite timpul dacă eu l-aș rupe să fac. Am zis că okay, noi îl împărțim cu vreme. Dar măcar... la Iași, la Sfânta Paraschiva sau când merg, când sunt sărbătorile astea mari, mi-aș fi dorit și eu, dar uite că nu e timp. Iar nu e timp. Iar nu e timp. Da. În fine, până la urmă, cred că pe Dumnezeu îl găsim atunci când ne cheamă la El. El le cheamă la El și se mai întâmplă atunci adică când nu dai modul, de nu ceva. Mă înțelegi greșit. Da. Adică El ne dă încercări. Asta vreau să spun. Și da, atunci când suntem încercați, ne dă puterea să ne rugăm. Noi nu ne rugăm. Nu ne dă mai mult decât putem să ducem, ai văzut? Nu, chiar, bine, una din rugăciuni era așa, Doamne, nu-mi dă atât cât pot să duc. Da, da. Că omul duce foarte mult. Dar, așa este. În fine, viața asta e... Valentine, când te-ai îndrăgostit prima dată? Uite că noi suntem prieteni. Printr-o prima dată când te-ai îndrăgostit prima dată? Și uite. Pentru prima dată că mi se pune întrebarea asta. Da, păi să mai vorbim și de tine așa. Știi că m-am îndrăgostit prima dată, cu adevărat. La 16 ani. La 16 ani? Da. Deci te iubeai cu adevărat-o. Da. Când avem vreo 16 ani. Ah, exact. Doamne, ce viață mai duceam. Vezi? Da. Foarte vreau frumos. Să zic că m-am îndrăgostit de o tipă care, când eu eram mai mică, am zis că eram un copil mai iubit așa de lume. Și părinții n-aveau băieți și chiar mă iubea foarte mult. Bineînțeles că ai mei n-au vrut să așa în sinea ta. N-au vrut să mă dea ai mei. Dar mie îmi plăcea de fata mica lor și am iubit-o, cred că vreo câțiva ani. Aici am permis să spun, dacă aș fi fost la Craiova, nu spun. Dar de ce? Nu este, putem să vorbim aici? Pentru că, pentru că la emisiune, nu pot să vorbesc, pentru că bărbatul e actual, ești prieten acum și n-aș vrea să creez probleme. Bine, nu știu câți oameni înțeleg, bă, asta era acum câțiva ani buni. Ce a fost, a da. Fost. Sunt și, momente în viață pe care le trăim, după care... Vreau să spun că n-am fost nici genul de om să mă îndrăgostesc de fiecare fată cu care am stat. Nu, dacă da, le-am rânduit... Așa, știi că mulți s-au îndrăgostit, eu știu, după 20 de ani, alții s-au îndrăgostit, uite, la 16 ani și poate chiar peste chiar an dacă s-au era la, căsătorit dacă cu la persoana 19 respectivă. Ani mă lăsau ai mei să mă căsătorești, că aș fi luat-o, atât de mult o iubeam. Da. Dar nu aveam armata, și era nu cu armata s-a întâmplat, și... Da, era cu armata, da, stai, și nu te... Nu, să vin în armata, eu până în armata am făcut și eu o gafă, că ți-am zis că îmi plăceau fetele, că așa era să fie. Da, și am avut ghinionul. Să mă găsească undeva prin centrul Craiova, pe acolo eram cu o tipă de mână. Deci ai iubit-o, dar ai mai și nu înșelat, dar îți mai plăceau și alte fete pe lângă ea. Nu, era viața de băiat, ce vrei să spui, că toate fetele până la urmă nu erau... Numai de băiat, e și de bărbat acum, hai să fim serioși. Nu, da, așa e viața până la urmă. Asta e ochii, văd inima mai, cere pentru toate n-ai putere. Cum da. E melodia aia, foaia e verde, ia fredonează-ne ceva, poți să ne fredonezi. Din asta, din melodia nu, asta? De ce vrei tu? Nu știu, apropo de iubire foaie și de... Foaie verde, amudele, omule, mai omule, mă, cine te-a făcut pe tine? Nu te-a nimerit prea bine. Ți-a dat doi ochi pe sufrunte, să vezi și să-ți placă multe, și ți-a dat o inimioară. Ce-ți văd ochii lasă ceară. Așa e, nu? Foarte da. Frumoasă melodia Marie Ciobanu, pe care o cântam cu mult, mult drag. Toți le-am să știi cântat. Că începeam programul de masă cu această melodie sau cu doină. Au fost timpuri frumoase. Da, vreau să spun că fata organismului, una din fetele organismului meu, Ionela, noi am copilărit, am fost ca frață, cântăm și acum colaborăm, chiar dacă mă duc și la program, îl iau cu mine cu orga. Și Ana, fata mare, are 15 ani și explic, voi n-aveți, mă, copilărie. Bine, învață foarte bine. Și calculator fata, și atât. Da, și fata vine stresată, vine obosită. Pe lângă chestia asta o vezi toată ziua pe telefon. Și povestesc da. Cât de frumos era, câtă copilărie am avut noi. Noi am copilărit, într-adevăr. Da, noi am gustat din
eu știu... Năzbâtii de năzbâtii, exact, pe care le fac toți copiii, nu? Seara ieșeam în sat, stăteam până la ora 1, 2. Se făceau și orele satului, orele, chiar și discoteci, baluri, cum se țineau atunci. Baluri, discoteci. Ce să mai a fost o viață frumoasă și eram uniți, la noi nu-i vedeai... Adică, sincer să fiu... Acum copilăria constă doar în... Ce să mai... Toată știi, până la urmă mai era o chestie telefon, care era normală, care ne făcea... Pe site-urile astea de socializare, da, și așa dar mai e virtual, departe. Nu e nimic real. Știi? Da. Hai să-ți explic cum eram noi atunci. Dom'le, eram mai săraci din punct de vedere al tehnologiei. Nici nu ne interesa, dar în schimb eram frați. Da. Da. Și eram așa egali. Erau oamenii la fel, adică acum se fac diferență. Ia uite la ce se plimbă, ia uite la ce telefonare. Uite ce firmă și-a luat de firmă, da? De an, da. Aici ne-a golit de spiritul ăla, bunătate. Așa da. Consider eu. Ce să facem? Lasă că acum suntem în preajma sărbătorilor și sperăm să fim mai buni unii cu alții. Dar asta nu înseamnă că, tocmai de asta vroiam să spun că așa, de asta căutăm bunătate. Și sunt sigur că în fiecare dintre noi există și bine și... Chiar vreau să vorbim despre sărbători, dar după ce mai urmărim două melodii cu colegul nostru, Valentin Andrei. Haideți să le urmărim, dragii noștri, dacă suntem pregătiți. Suflete pentru noi doi, să-ndrept ce-am greșit odată, când nu aveam mintea coaptă. Privesc către Dumnezeu și-l întreb de sunt om rău, că din multă bunătate am ținut prea mult în spate. Privesc către Dumnezeu și-l întreb de sunt om rău, că din multă bunătate am ținut prea mult în spate. Simți iubită, te-ai deschis și-ai strâns în tine doar dureri și amărăciune. Din dragoste și iubire am pătimit neștire și prea târziu mi-am dat seama ce-am iubit a fost degeaba. Din dragoste și iubire am pătimit neștire și prea târziu mi-am dat seama ce-am iubit a fost degeaba. Dea sufletului meu am cu pace, bucurie, ce-am iertat, iertat să fie. Că așa-i viața făcută, cui faci bine, el te uită. Când iubești, nu ești iubit, suflete, te-ai pătimit. Ajutași pe fiecare, de la mic până la mare, și în loc să-ți mulțumească, au ajuns să te urască. Priceput mai bine și-am muncit în viața mea să fiu în rând cu lumea. Nu mi-am dat cu pumnul-n piept că eu sunt cel mai deștept. Am făcut ce-a trebuit, dar tot mă știu dușmănit.
De ce lume ești așa și nu-ți vezi de treaba ta? De ce lume nu mai taci, că inimă rea îmi faci? De ce lume ești așa și nu-ți vezi de treaba ta? De ce lume nu mai taci, că inimă rea îmi faci? Mai de mult când nu aveam nici din frate, nici din neam, nu mi-au pus vreo întrebare dacă am sau ce mă doare. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat să am și eu, dar de sus nu mi-au picat, am muncit mult să le fac. De ce lume ești așa și nu-ți vezi de treaba ta? De ce lume nu mai taci, că inimă rea îmi faci? De ce lume ești așa și nu-ți vezi de treaba ta? De ce lume nu mai taci, că inimă rea îmi faci? Din cei ce i-am ajutat, jumătate au uitat. Eu le-am dat să le fac bine și au spus că li se cuvine. Când mă văd mulți se întorc, de parcă le-aș pune foc. Să se întoarcă cât or vrea, eu am mulțumirea mea. De ce lume ești așa și nu-ți vezi de treaba ta? De ce lume nu mai taci, că inimă rea îmi faci? De ce lume ești așa și nu-ți vezi de treaba ta? De ce lume nu mai taci, că inimă rea îmi faci? Am mai urmărit încă două melodii cu Valentin Andrei, frumoase piese. Cine-ți face textele, Valentin? Valentin Andrei, și text și melodie. Ah, ce frumoasă îmi faci și mie. Mă pregătesc pentru următorul album. Așa. Că să știi că am mai lucrat la mai. E bine să mai îmi fac și eu, dar să am cât mai multe, de la cât mai mulți colegi și chiar de la cei care sunt în domeniu. Cu anii urmă am avut și eu câteva piese luate de la Jenny. Dar nu mă regăseam eu. Da, la Jenny Nicolan. Da. O salutăm, că ne mai vede pe internet. Până la urmă, tot ale piesele care sunt create de mine, am considerat eu că m-au reprezentat și m-au... Ce vreau să zic, ai acum înregistrări noi, nu? Da, chiar acum am trecut pe la Adi Ghiocel, că lume poate nu ți-am spus. Salutăm și pe Adiță. Da, Adi m-a și adus aici, îi mulțumesc, îl salut și pe el și pe familia lui. Și eu salut. De fapt, salut toți gorjeni, începând cu maestrul Londea, care am lucrat trei albume, maestrul Marcel Parnica, la care am lucrat. Chiar vreau să te întreb câte gorjeni albume ai pe piață. Am vreo 6 până acum. 6 albume în discuri? Da. Bravo, și la cât mai mult. Mulțumesc la fel. Și vreau să spun că tot timpul am lucrat cu gorjeni, adică, bine, ai fost mai am făcut atrasă o echipă de... și din Craiovene, am mai adus de la Craiova aici la... Instrumentiști, da. Da, la Gorj. Dar vreau să spun că albumele au fost semnate de dirijori de la Gorj, maestru Marcel Parnica și maestru Aurel Blondea. Și oamenii următorul, să nu spui că o să fie așa cum se doresc mai toți, cum îmi doresc și eu, să fie așa la semnat de cineva de la Chișinău. Nu. Acum am făcut câteva melodii, le-am lucrat la Adi și m-a ajutat maestru Marcel Parnica. Dar acum am combinat eu formație, am făcut eu cum am văzut eu că e bine și sunt în lucru încă 4 melodii. Și încet, încet mai faci un album. Exact. După câte da, păi am vreo 6. Și mai am cu ăștia 4, ajung la 10 și cred că vin să mai lucrez încă vreo 4-5. Ia zi, măi, Valentina, nu te apuca așa nostalgia vremurilor de altă dată, iernilor, așa, cu zăpezi multe, cu sărbători frumoase. Vreau să spun că de fiecare dată, acum când am intrat în Târgu Jiu, am văzut că se pregăteau de... Da, de 1 decembrie, da, de făcut. Povesteam nepotul, zic, Doamne, vine Moș Nicolae. Mi-aduc aminte că de la 1 decembrie până la Moș Nicolae tot timpul eu mă rugam să ningă. Adică, ca să ai de farmec, exact, așa. Și sărbătorile care nu aveau zăpadă erau triste pentru mine totuși, lipsa ceva. Și totuși, dacă stai bine să-ți amintești sărbători. Că atunci nu prea erau sărbători fără zăpadă. Nu erau. Stai bine să gândești. Vreau să când spun că... porcul, era zăpadă, nu prea... Da, foarte frumoase sărbătorile. Mi-aduc aminte că eram mic și plecam cu sorcova. Plecam de Crăciun cu
Buhaiu, erau niște chestii. La voi sunt mai multe. Da, și plecam, ne duceam și la Sorcovul luai bănuți, bănuiesc. Eu așa luam. Luam, de multe ori nu ne dădeau nimic, alții care erau mai zgârciți. La noi erau darnici. Dar de foarte multe ori făceam bani, foarte mulți bani. Și vreau să zic că atunci eram copil și număram și făceam dimineața, împărțeam toți, că eram vreo 5-6, nu mergeam singur. Și ce-ți luai? La mine, prima dată când am fost cu Sorcova, am zis că mi-au ceas mi-am luat. Nu mi-am luat nimic, că te mâncam pe dulciuri, ce crezi că puteam să fac? Nu. Ceas, blugi, stai seama, vreau și eu, vredeam la alți copii care erau mai avuți. Păi trebuia mai să te faci contabil, că vă Nu m-am făcut, am vrut să mă fac doctoriță, dar nu am așa pardon, farmacistă. Nu, neapărat. Cred că așa te-a fost dat să fie. Tu ce ai vrut să ajungi în viață, de fapt? Te-ai gândit din prima că o să devii solist? Ți-ai dorit mult asta? Sau te-ai gândit că o să vrei să faci ceva în domeniu, eu știu, să ajungi doctor, să ajungi inginer? Un contabil îmi doream. Contabil, păi și asta ești. Asta a fost. Ești, da? Pentru că mi-ai zis că ai acolo o mică afacere la tine la țară. Da, asta mi-am dorit, asta a ieșit până la urmă, dar muzica a făcut parte din mine, adică e cea mai mare pasiune și o faci cu drag. Și mai ai pasiuni în afară de asta? Ce-ți mai place ție să faci în timpul liber? În timpul liber? Să citesc. Stai pe Facebook. Nu prea stau pe Facebook, din păcate. Foarte bine, te felicit. Sau poate din fericire. Să mergi, uite, să fii mai aproape de Dumnezeu. Să alerg, am făcut sport. În pelerinaj, așa? Îmi place foarte mult să merg în pelerinaj în ultimii ani. Am zis, am făcut sport vreo 10-12 ani. Uite, faci și sport, deci îți place și sport. Așa. Mai mergi și tu, te respecti, așa, mergi să-ți faci, că și bărbații merg să-și facă manicura, să-și facă asta, să-și facă un masaj. Consider că bărbatul e pus pentru să pună osul la treabă, adică nu. Of, Doamne, auziți? Vedeți, dragilor, avem aici un bărbat. Nu consider că trebuie să mai sunt bărbați care merg să-și facă, nu știu, fiecare își face ce vrea. Manicura, își dau acolo, știi cum e, în domeniul nostru, mai ales considera că considera-te curățat pe un, eu știu, pe la sub braza, trebuie să fii curat, dar că ești om și transpiri. Dar, te epilezi. Dar normal că, bun, trebuie să fii curat, dar să mă duc la salon? Nu, sunt bărbați care se duc. Da. Uite, chiar în domeniul nostru sunt artiști, na, colegi mai tineri care se respectă. Deocamdată n-am apelat la așa ceva. Nu. Am considerat am întrebat că așa, încă sunt un băiat frumos. Da, și la pungă foarte gros, dragi spectatori. Mă, dacă tot ți-a plăcut gorjul nostru și ai făcut atâtea albume aici cu maestrii, cu dirijorii noștri de aici, poate, fetelor, Valentin nu e căsătorit, așa că puneți ochii pe Valentin al nostru. Pe mine nu mă deranjează Gorjul. Noi venim, aveți muzica aici, nu vă ia niciun ban. Atâta timp cât o gorjeancă care îi place să meargă la Craiova, e foarte bine. Păi da, mergi și la Craiova, vii și tu la Gorj, care e problema? Da, vreau să spun că și tu în Craiova, tu știi că ai mai cântat pe la noi. Da. La noi chiar se cântă frumos, da, se distrează lumea. Da, și mai așezat, să știi, față de la noi, a pătruns Banatul și așa sunt orele mai iuți. Și la Craiova și sârbele, ori e sârbă, ori nu mai e sârbă. Chiar vizioneam aseară cu soțul meu pe internet o sârbă ca la Vâlcea, scria pe acolo pe YouTube. Și am dat așa de curios, pentru că am văzut că avea foarte multe vizualizări. Zic, ce s-o fi întâmplat, ceva haios? Nu, domnule, nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu oamenii aia jucau într-un fel de, au făcut o grămadă de vizualizări. Lumea de curioasă s-a uitat. Deci acolo se joacă, tot la fel, foarte iute ca la noi. Da, până la urmă toată zona Olteniei. Și așa, în general, la evenimente cam peste tot, nu, peste nu numai tot, acolo nu, în nu zona cont ta. Că e Severinul, că e Târgu Jiu, că e Vâlcea, Craiova. Sau că te cheamă cineva la Constanța sau în... Nu, am fost și la Constanța, am fost și la Arad, am fost și la Sibiu. Și ai văzut, da. Deci nu se pune problema de... Întâmplări haioase așa de pe la spectacole sau festivalul, că ai fost și la festivaluri, știu eu, sigur, dar nu prea mai avem timp să vorbim. Da, am mers la festivaluri și chiar am luat și premii. Mi-aduc aminte că am fost la un festival odată la Ghiocelo și bineînțeles că nu mi-au dat decât o diplomă de participare. Nu contează. Stai să-ți explic de ce. Da. Pentru că eu n-am mai apucat, am ajuns mai târziu și normal că n-am luat opiniile, că mi s-au părut urâte. Și ce ți-ai luat? Pantofi, așa? Mi-aduc aminte că doamna Eugenia Florea, care era în juriu, șefa, ce să prezinte costumul. Și când să-ți prezinți costumul? M-am uitat și eu la microfon, de sus în jos sau de jos în sus? Îți dai seama? Stă la bustit în râs. Și culmea că asta era al doilea an, așa, atunci mi-a dat un premiu de
de popularitate, mi-aduc aminte. Păi dacă ai fost aios și ai făcut și, glume. Da, chiar, nu, dar vreau să spun că, fără lipsă de modestie, a fost o chestie frumoasă, am cântat atât de frumos că sala s-a ridicat în picioare. Ai văzut cum te simți, că parcă te-a tremurat, te ia 10.000 de călduri? A sărit, mi-aduc aminte că era un domn, nu-i mai zic, că oricum sunt ani, eram puștan, aveam vreo 17 ani, mi-aduc aminte că a sărit un domn din jurul și zice, dacă sala a vrut să-i dăm un premiu, acest om merită premiul. Normal, dacă, dacă n-a avut... Dar a ridicat o sală în picioare. Nu e păcat să rupem un drum la un om care are ceva de spus în folclor. Așa și este. Mi-aduc aminte că mi-au dat atunci un premiu de popularitate și următorul an mi-au dat și trofeu. A, păi vezi, da. A fost, da, asta spun că toate au așa un început. Aveai mustață atunci, din câte știu eu. Valentin Andrei avea mustață. La 17 ani nu aveam, nu știu dacă aveam, eram dar copil. Dar oricum, țin minte că tu ai avut mustăcioare. Da, niciodată. Când am venit eu după armată, aveam mustață, eram un Hitler. Mie nu mi-aduc aminte cum arătai cu mustață, că eu te-am cunoscut cu mustață, dar mai mi-aduc aminte. Las, că n-ai pierdut nimic. Valentin Andrei are planuri de viitor? Planuri de viitor. În primul meu aș dori... Să te văd însurat, exact, să-ți găsești jumătatea. Da, eu consider că dacă nu ai o familie, nu ai nimic, clar. Dacă nu ai o jumătate a ta, consider că nu le ai pe toate. Așa Și cred că asta ar fi primul lucru. Bine, o să spună cineva, dar chiar nu ești tare sensor. Nu vreau să mă însor pe interes sau doar să zic că lumea că sunt căsătorit. Nu. Sensor cu inima. Exact. Până la urmă, poate nici eu nu am știut să mai alerg, poate după atâta ani de așa, și dacă ai mai fost vreodată, dacă ai fost dezamăgit, probabil te-ai închis așa puțin. Dar asta nu înseamnă că, asta nu înseamnă că nu-mi doresc foarte tare să am un copil, dacă nu doi. Înțeles? Doamne ajută să se întâmple acest lucru. Da. Iar pe viitor, am zis, CD-uri, mai am pe la casă un pic de lucru, tu ai venit pe la mine. Da, la Valentin are o casă mare, impunătoare, frumoasă, ai muncit mult, mai ai? Foarte mult. Vreau să spun că tot ce am în viață am datorită mâinilor mele și glasului meu. Și o să veni să facem cum se zice, feștania? Sfințirea, da. Sfințirea, da. Venim acolo cu toți. Venim cu televiziunea, filmăm. Vreau să spun că eu fac sfințirea de 4 ori pe an. Ce bine! Adică... Nu, mă gândeam așa cu alai, nu, cu... Nu, vreau să spun un lucru, că cu ani, în urmă făceam sfințirea, era și ziua mea, chemam preotul, făcea o sfințire, după care am învățat că o sfințire se face în liniște, se face atunci când e post, se face atunci e menirea ei. Adică nu poți să combini una cu alta. Să pui muzica să-ți cânte, da, să jucăm ora, să jucăm Nu sunt extremist, adică să nu crezi că și eu mai greșesc, mai dau răul lui, că asta greșesc. Și eu mai vorbesc mai jurăm, cu prostie. Mai zicem. Cam astea au fost lucrurile care eu consider că le greșesc. Și eu mă mai uit după o gagică că suntem oameni, adică... După fetiță. Așa? Bun. Dar... Valentino, o să spun că s-a cam terminat emisiunea, ce zici? Păi, câte aveam de spus. Valentina, că uite câte aveam eu aici de notat, zic să-l mai să afle telespectatorii noștri, dar eu știți că o să-l mai chem să mai spună în continuare ce mai are de spus, da? Valentin, spune-ne ceva telespectatorilor noștri. Vreau să urez tuturor burjenilor multă sănătate, să aibă parte de sărbători cu bine, Dumnezeu să le lumineze casa și sufletele și pe masa fiecărui cetățean să existe un cozonac, o bucată de carne de porc și foarte multă liniște sufletească în casele lor și în sufletele lor. Doamne ajută, la fel și ție din partea noastră. Mulțumim frumos pentru că ne-ai călcat pragul casei noastre. Dragi telespectatori, ne puteți urmări în reluare astăzi seară de la orele 22, duminică de la ora 13, luni, începând cu ora 7 dimineața. Sperăm că și de această dată am fost pe placul dumneavoastră. Elisabeta Vasile vă spune la revedere și vă dă întâlnire joia viitoare. Are nimeni, sunt mândru de ea și vreau tot ce e mai bun să-i dau. Când mă uit la
la fata mea, mi se rupe inima. Doar la gândul că vreodată o să fie supărată. Fata mea, tu n-ai să știi cât de mult te pot iubi. Tu ești bogăția mea și frumoasa lui tata. Floare, răsăritul meu de soare. De mic am ținut-o în brață, ea e rostul meu în viață. O iubesc pe fata mea, n-o dau pe toată lumea. Cine o supără pe ea, să fugă din calea mea. Fata mea, tu n-ai să știi cât de mult te pot iubi. Tu ești bogăția mea și frumoasa lui tata. Mi-amintesc când eram mică, era tare frumușică. Nu știa multe cuvinte, doar tată striga prin curte. Timpul fuge, timpul zboară, acum este domnișoară. Sunt mândru lume de ea, ea e fericirea mea. Fata mea, tu n-ai să știi cât de mult te pot iubi. Tu ești bogăția mea și frumoasa lui tata. Fata mea, tu n-ai să știi cât de mult te pot iubi. Tu ești bogăția mea și frumoasa lui tata. Suflet curat, măi, are multe de îndurat, măi. E învățat să facă bine și n-așteaptă mulțumire. Vrea să fie liniștit, să nu se știe vorbit, măi. Dar cineva să vorbească în urma ta. Când ai sufletul prea mare, îți dai haina din spinare. Drag de tine, tot ai tăi, măi, parcă ai fi dator la ei, măi. Le dai inima curată, dar nu-i saturi niciodată. Că nu mai poți să le dai, ți-ai pe toți de dușmani, mă. Când ai
inimă curată, n-o să te schimbi niciodată. Pierzi astăzi, mai pierzi și mâine, dar vei câștiga apoi mâine. Dai-n dreapta, Dumnezeu-ți face plata. Și cine nu-ți mulțumește, tot lui Dumnezeu plătește. Dai-n stânga, dai-n dreapta, Dumnezeu-ți face plata. Și cine mulțumește, tot lui Dumnezeu plătește.